Venit în această vară de la CFR Cluj, atacantul Tudor Mândrușcă nu a reușit încă să marcheze în tricoul Ceahlăului. Jucătorul de 24 de ani s-a integrat foarte bine la noua echipă, pe care o consideră una tânără și de perspectivă. Mândrușcă a ajutat la succesul din etapa trecută 2-0 cu formația Concordia Chiajna și este încrezător că Ceahlăul poate obține un rezultat bun și pe terenul celor de la Viitorul. Fiecare meci reprezintă o șansă, o șansă de a-ți demonstra valoarea, o șansă de a arăta ce poți, o șansă de te autodepăși. La fel trebuie tratat și acest meci cu multă încredere, încredere ceea ce am câștigat în ultimele meciuri, această încredere și această mentalitate de învingător, cred că e foarte important într-un meci de fotbal, iar împreună cu multă muncă, o bună organizare și mult efort, cred că ne putem întoarce de acolo cu capul sus și mândri. Mândrușcă se află la primele meciuri în Liga 1 sub tricoul Ceahlăului, după ce fostul club CFR Cluj l-a trimis să joace în Liga 3-a. Acesta spune că antrenorul Florin Marin are un merit mare în încrederea pe care i-a acordat-o. Am avut șansa să întâlnesc un antrenor care mi-a dat multă încredere. Într-adevăr, este o mare diferență între ligile inferioare și Liga 1. Însă pe parcurs, v-am spus, meci cu meci, demonstrăm mai mult, demonstrăm ce suntem în stare, demonstrăm că e meritul nostru să fim aici. Mândrușcă a venit la începutul acestui sezon la FC Ceahlău și a semnat un contract valabil pe 2 ani cu formația din Piatra Neamț.